știrea că Maia Sandu a fost la ambasada Federației Ruse, m-a dat un pic peste cap. Eu nu știu ce mai este doamna Maia Sandu, dar nu cred că face bine. Și îmi pare rău că unii de pe la București, și aici îmi asum, dacă se supără careva pe mine, îmi asum. Ceea ce spun este o avertizare în favoarea României. Știu guvernanții PNL de la București pe cine susțin Republica Moldova? Nu? Nu sunt cu Igor Dodon, nu sunt cu Plahaniuc, nu sunt nici cu nimeni. Sunt cu interesul României. Pentru că eu, ca cetățean român, nu-mi convine ca din taxele și impozitele mele banii să meargă unde nu trebuie. Nu-mi convine. Știe oare guvernanții PNL pe cine susține? Maia Sandu la ambasada Federației Ruse. Nu-mi place. Da, Igor Dodon trebuie înlăturat. Dar Maia Sandu, pe care o respect, și în alegerile când a fost contra lui Igor Dodon, am susținut-o. Și a recomandat oamenilor să voteze pe Maia Sandu. Și cât timp Maia Sandu va fi pro-europeană și va avea de luptat contra lui Igor Dodon la noi alegeri, din nou o voi susține. Dar aici trebuie să fiu critic și să spun că nu-mi place ce face. Nu-mi place ce-mi face pentru că nu este... Da, Igor Dodon trebuie înlăturat. Și locul lui este cu... alături de Plahaniuc în penitenciar. Amândoi acolo și-au locul. Și Igor Dodon și Plahaniuc. Dar nu în felul acesta în care Maia Sandu să zică că se înceapă Maia Sandu să se pună bine cu Federația Rusă. Sau, Doamne ferește, Maia Sandu să facă joc cu Federației Ruse. În niciun caz. Sunt pentru Maia Sandu să fie președinte în locul lui Igor Dodon, clar. Dar nu în felul acesta. Avem nevoie de un președinte pro-european la Chișinău. Pro-român... Hai că de la Iurie Roșca încoace m-am ars cu pro-românii, îmi pare rău. Da, sunt relații bune cu România, ok, colaborăm. Avem nevoie de un președinte pro-european la Chișinău. Dar Maia Sandu, pentru ce s-a dus la ambasada Federației Ruse? Să-i convingă să-l dea jos pe Dodon? Federația Rusă, că nu va mai avea nevoie de Dodon, nu va înlătura singură, nicio problemă. Deci, nu știu, doamna Maia Sandu, îmi pare rău pentru dumneavoastră, dar nu-mi place ceea ce ați făcut, nu-mi place.